Bună ziua, stimați elevi! Mă numesc Tatiana Chelea. Aș dori să vă prezint o lecție de limba și literatura române pentru elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, și anume în clasa a 10-a, cu subiectul Micul copist florentin. Pentru început, vă rog să selectați din grupul de cuvinte 1 și să argumentați alegerea. Părinți, copii, rude, familie, frate, soră. Dacă ați argumentat, presupuneți, vă rog, subiectul lecției. Aveți perfectă dreptate. Vom vorbi despre un mic copil dintr-o familie mare. Și desigur vom vorbi și despre faptele lui. Vă rog frumos să scrieți în două enunțuri cum înțelegeți motoul: omul se cunoaște după fapte. Pot să vă prezint un exemplu. Omul după fapte se cunoaște. Numai faptele omului ne pot demonstra cu adevărat cine este el și cum este, fără a spune un cuvânt. Sunt sigură că veți reuși să argumentați. Astăzi la lecție veți învăța cuvinte noi, veți pronunța corect sunetul I în îmbinările de cuvinte propuse și le veți include în enunțuri. Veți exersa lexicul studiat, veți audia și citi textul Micul copist florentin. Veți răspunde la întrebări în baza textului, veți redacta planul textului. Pentru a înțelege mai bine textul Micul copist florentin, vă propun să memorizați următoarele cuvinte. Copist, persoana care copiază acte. Salariu, zarplata. A se strădui, starață. Peste măsură, prea mult. Suplimentar, дополнительно, формулар, бланк, десеворь, часто, задарник, зря, напрасно, даром, очерта, ругать. Скрыть вы рук кувинтеле ин вокабуларе ши ле меморизать. Дракум, încercați să audiați, să citiți îmbinările de cuvinte și să pronunțați corect sunetul I. Miezul zilei, miezul nopții, miezul nucii, miezul pâinii, a munci peste măsură, a munci prea mult, a munci zi și noapte, a munci până la istovire. Le notați în caietele și alcătuiți enunțuri cu 4 dintre ele. Dacă ați alcătuit enunțuri cu îmbinările de cuvinte, citiți expresiile și echivalentele lor. Alcătuiți propoziții cu 2 dintre ele. Aș da silință, a se strădui, a da totul pe față, a spune adevărul. Din când în când, din vreme în vreme. Sunt sigură că veți reuși. Fiți atenți la nota bene. Alegeți o familie lexicală și alcătuieți enunțuri. Dar până atunci să facem cunoștință cu ele sau să ne reamintim. Bătrân, a îmbătrâni, îmbătrânit, bătrânețe. Tânăr, a întineri, întinerit, tinerețe. Suflet, a însufleți, însuflețit, însuflețire. Curaj, a încuraja, încurajat, încurajare. A copia, copie, copist, copiere. A edita, editură, ediție, editare, editor. A impune, impus,
impunere, a se istovi, istovit, istovire, istovitor, Florența, Florentin. Notați, vă rog, în caietele familiile lexicale și alcătuiți cu un grup din ele enunțuri. Fiți atenți la lexicul nou. Sunt sigură că veți reuși. Acum vă propun să completați enunțurile folosind cuvintele dintre paranteze. Persoana care copiază actele se numește tatălui să lucreze ca să primească un mai mare. Munca îl istovea și adormea la masa de scris. Copilul știa că era, să mai insiste, căci putea fi. Au fost completate 500 de. Puneți pauză și completați enunțurile. Dacă ați completat, atenție, verificați. Persoana care copiază actele se numește copist. Tatălui se străduia să lucreze suplimentar ca să primească un salariu mai mare. Munca peste măsură îl istovea și deseori adormea la masa de scris. Copilul știa că era zadarnic să mai insiste, căci putea fi certat. Au fost completate 500 de formulare. Sunt sigură că ați reușit. Vă propun să audiați, apoi să citiți textul Micul copist Florentin de Edmondo de Amicis. Apoi să răspundeți la întrebarea: de ce Giulio a început să-și pregătească lecțiile la repezeală? Ascultăm. Era în clasa a patra primară un florentin gingaș, în vârstă de 12 ani, cu părul negru și chipul alb. Copilul mai mare al unui funcționar de la Căile Ferate, care trăia greu, deoarece avea o familie mare și un salariu mic. Tatăl său îl iubea foarte mult și era bun și îngăduitor cu el, îngăduitor în toate, în afară de învățătură. Așa că tatăl lui îl îndemna mereu să învețe, deși copilul se străduia. Și așa, înaintat în vârstă, tot muncind peste măsură, tatăl său a îmbătrânit înainte de vreme. Ca să mai câștige un ban, el lucra suplimentar. În ultima vreme, trebuia să completeze numele și adresele abonaților, primind câte 3 lire pentru 500 de formulare scrise de mână cu litere mari. Dar această muncă îl obosea și deseori în timpul mesei el se plângea familiei. Ei, ochii mei nu mai văd ca înainte. Munca aceasta de noapte mă obosește. Într-o zi, fiul său i-a spus: tată, lasă-mă pe mine în locul tău. Știi că scriu frumos. Nu, copile, tu trebuie să înveți. Școala este mai importantă decât adresele mele. Eu îți mulțumesc, dar să nu mai vorbim despre aceasta. Copilul știa că era zadarnic să mai insiste, așa că a tăcut. Dar el știa că la miezul nopții tatăl său se culcă. L-a auzit el de câteva ori. Într-o noapte băiatul a așteptat ca tatăl său să ajungă la pat, s-a îmbrăcat încetişor și s-a dus în cămăruță. A aprins lampa și a început să scrie, imitând scrisul tatălui. Și scria bucuros, mulțumit, cu puțină frică, iar foile de hârtie cu adrese se înmulțeau. Din când în când se oprea ca să-și dezmurțească degetele și zâmbea trăgând cu urechea la ușă. Le-a numărat, erau 160, adică o liră. Atunci s-a oprit, a stins lampa, s-a întors în camera lui și s-a culcat în pat. În ziua următoare, la amiază, tatăl s-a așezat la masă, mai voios ca oricând. N-a observat nimic, fiindcă lucra mecanic.
Formularele scrise noaptea le-a numărat abia a doua zi. S-a așezat la masă și, bătându-l pe umăr pe fiul său, i-a spus: Ei, Giulio, tatăl tău încă mai poate munci. Ce zici? Aseară, în două ceasuri, am făcut cu o treime mai mult ca de obicei. Mâna mi-e acum ușoară și ochii mă ascultă. Giulio, bucuros, se gândea: Bietul tată, e mulțumit și parcă întinerit. Așadar, curaj și mai departe. Însuflețit de succes, a continuat astfel noapte de noapte. Giulio nu se mai odihnea suficient și dimineața se scula obosit, iar seara, când își făcea lecțiile pentru ziua următoare, abia își mai putea ține ochii deschiși. Într-o seară a adormit cu capul pe caiet. În zilele următoare, întâmplarea s-a repetat. Se trezea mai târziu ca de obicei, își pregătea lecțiile la repezeală. Tatăl a observat că învăța mai rău și a început să-l certe. Giulio, i-a spus într-o dimineață, nu-mi place ce se întâmplă. Îți atrag atenția că toată nădejdea familiei este în tine. Sunt foarte nemulțumit de tine, înțelegi? La această primă observație, băiatul s-a cutremurat. Da, nu mai merge așa. Trebuie să-i spun adevărul. Ați găsit răspunsul la întrebarea de ce Giulio a început să-și pregătească lecțiile la repezeală? Sunt sigură că ați fost atenți și cu ușurință puteți răspunde la întrebarea propusă. De ce Giulio a început să-și pregătească lecțiile la repezeală? Desigur, Giulio a început să-și pregătească lecțiile la repezeală deoarece l-a ajutat pe tată, completând adresele abonaților nopți în șir. Mai citiți odată textul de sine stătător și găsiți fragmentele în care se spune despre lucru suplimentar al tatălui. Fragmentul în care este exprimată dorința lui Giulio de a-și ajuta tatăl. Un alt fragment în care se comunică despre ocupația feciorului după miezul nopții. Și desigur, unde este descrisă starea de oboseală a lui Giulio. Dacă le-ați găsit, să verificăm. Deci, fragmentul în care se spune despre lucru suplimentar al tatălui va fi: ca să mai câștige un ban, el lucra suplimentar. Fragmentul în care este exprimată dorința lui Giulio de a-și ajuta tatăl este: într-o zi, fiul său i-a spus: Tată, lasă-mă pe mine în locul tău, știi că scriu frumos. Fragmentul în care se comunică despre ocupația feciorului după miezul nopții este: într-o noapte, băiatul a așteptat ca tatăl său să ajungă în pat. S-a îmbrăcat încetişor și s-a dus în cămăruță. A aprins lampa și a început să scrie, imitând scrisul tatălui. Însuflețit de succes, a continuat astfel noapte de noapte. Și ultimul fragment, unde este descrisă starea de oboseală a lui Giulio, este: Giulio nu se mai odihnea suficient și dimineața se scula obosit, iar seara, când își făcea lecțiile pentru ziua următoare, abia își mai putea ține ochii deschiși. Într-o seară, pentru prima dată în viața lui, a adormit cu capul pe caiet. Sunt convinsă că ați găsit corect fragmentele, dar acum să răspundem la întrebări. Unde lucra tatălui Giulio? Ce lucru suplimentar îndeplinea el? Ce l-a rugat Giulio pe tatăl său? De ce tatăl i-a refuzat? Care a fost hotărârea lui Giulio? De ce Giulio se scula dimineața obosit? Ce sentiment v-a trezit lectura acestui text? Puneți pe pauză și răspundeți la întrebări. Și dacă ați reușit să răspundeți la întrebări, să verificăm. Unde lucra tatălui Giulio? Tatălui Giulio lucra funcționar la căile ferate. Ce lucru suplimentar îndeplinea el? Ca să câștige un ban, lucra suplimentar completând numele și adresele abonaților. Ce l-a rugat Giulio pe tatăl său? Giulio
l-a rugat pe tatăl său să-i permită să-l ajute. De ce? Tatăl l-a refuzat. Tatăl i-a refuzat fiului deoarece școala este mai importantă decât adresele lui. Care a fost hotărârea lui Giulio? Giulio a hotărât să-l ajute, imitând scrisul tatălui și completând formularele după miezul nopții. De ce Giulio se scula dimineața obosit? Giulio se scula obosit, căci scria toată noaptea. Ce sentiment v-a trezit lectura acestui text? Textul dat mi-a trezit un sentiment de respect față de Giulio. Sunt acceptate și alte variante de răspuns. Nu veți greși. Dar acum vă propun să redactați planul textului în baza imaginilor. Dar, ca să vă verificați, accesați link-ul. Sper că ați reușit și jocul v-a plăcut. Cum credeți, i-a spus Giulio tatălui adevărul? Argumentați. Și la final, spuneți, cine sau ce v-a impresionat la această lecție? Sunt sigură că v-a impresionat fapta lui Giulio. Nu uitați că adevărul mereu iese la suprafață. Și omul după fapte se cunoaște. Lecția noastră a luat sfârșit. Vă mulțumesc și vă doresc succese în toate. O zi frumoasă!